Colegiul Național Gheorghe Țițeica participă în perioada 2013-2015 în cadrul proiectului Explore It in the Way Before It Fades Away. Ca obiectiv central al proiectului avem cunoașterea plantelor endemice și amenințate din zona noastră de reședință. La momentul potrivit vom face schimb de informații cu partenerii de proiect din Turcia, Italia și Latvia. Județul Mehedinți este o zonă cu multe specii de plante. Aici se găsesc 49% din speciile de plante din România. Teritoriul județului Mehedinți este sub jurisdicția a două mari parcuri naturale, Parcul Natural Porțile de Fier și Geoparcul Platoului Mehedinți. Există restricții legale în ce privește accesul la anumite teritorii care sunt declarate rezervații exclusive. De asemenea, cercetarea plantelor se poate face numai cu avizuri și sub monitorizarea angajaților celor două rezervații. Pe parcursul proiectului vom face un ghid al plantelor endemice și o clătire din zona cercetată, un ierbar și o carte de desenat pentru preșcolari și elevii mici. Ca metodă de lucru, am ales să facem vizite în teren și să fotografiem toate speciile de plante înflorite. Rezervația Ciucarul Mare ocrotește una dintre cele mai prețioase plante endemice din județ. Este vorba de la leaua de cazane, tulipa hungarica, care crește numai pe abrupturile dinspre Dunăre ale Ciucarului Mare. Observarea plantei se poate face numai de la distanță din barcă. La Ciucarul Mare există un traseu ecologic marcat pe care se pot deplasa turiștii. Ei pot admira de sus frumusețea fără seamănă a cazanelor Dunării. Aici ne aflăm într-o rezervație botanică în care omul nu are acces pentru activități specifice, pășunat, colectare de plante, recreere. Plantele de o diversitate rar întâlnită îmbracă versantul însorit și arid al văii. Începând din luna martie și până luna noiembrie, în acest loc înfloresc o mulțime de specii de plante. În armonie cu peisajul vegetal trăiesc aici, mai puțin deranjate de prezența omului, și două reptile ocrotite. Vipera cu corn, vipera Amodites amodites și broasca testoasă de uscat din specia Testudo hermani. În timpul acestei investigații era înflorită stipa Eliocaulis, o specie de colilie care se aseamănă foarte mult cu stipa Danubialis, înflorită și ea în acest moment. Stipa Danubialis este unicată în lume și se găsește numai pe câțiva zeci de metri pătrați în defileul Dunării. Locul unde crește este ținut secret de către specialiști și de personalul Parcului Natural Porțile de Fier pentru a asigura protecția acestei plante endemice cu valoare științifică deosebită. Stipa Danubialis se deosebește de toate celelalte specii de stipa prin prezența perilor pe toată lungimea aristei până la fruct.
Se poate mulți ușor prin semințe, cultivată la unele grătini botanice, stipada anubialis și a păstrat caracterele de specie. Un interes special ne-au trezit cele 14 broaște țestoase de uscate pseudo-germanii pe care le-am întâlnit în timpul cercetărilor noastre asupra plantelor înflorite. Desenele de pe carapacea lor se aseamănă cu conglomeratele care formează suportul fizic al solului. Broasca poate fi foarte greu observată atunci când stă nemișcată. Nu pleca. Doar alunecă. Acu doarme. Sperăm că nu ne întâlnim și cu viitoare. Nu te plantărești. Nu? Nu? Îl tot la cărăținele. O pauză scurtă este binevenită. Roa dimineața udată didașii, urcarea pantelor și fotografierea plantelor ne-a consumat din rezervele de energie. Încercăm să ne refacem forțele. O plantă cu flori albe, foarte delicată, ne-a atras atenția. Încercăm să o determinăm cu determinatorul nostru de teren. Este Antericum liliago, plantă rară cu regim de ocrotire.
pe care le folosesc noi, adică, nu? Da. Au avut și rămânători. Asta. Corect? Da, corect. Nu e nici asta. Asta se pune. Da, la frunze, nu-i? Frunzele sunt alungite și ca niște panglici. Hei! Da, am mai acum verificăm imaginile pe care le-am luat. Mai avem timp să refacem unele fotografii nereușite.
Acum mergem pe aici? Da, ne lăsăm pe Oga și în vale. Cu atenție să nu încălcăm pe vipere și poate vedem... Altă zi, altă zonă investigată. Căutăm schipa Aeriocaulis. Nu este specie ocrotită, dar seamănă foarte mult cu schipa Danubialis. Vom lua imagini și vom observa caracterele botanice ale plantei. Vom fotografia toate speciile înflorite la această dată. Nu are nicio problemă. Așa, bun, nu se pustit. Păi da. Și acum, încă o Ana, vrei să fac apă? M-am uitat ce diferență dintre sârbi și noi. Serio, mersi. Cât de mult s-au dezvoltat partea aceasta de Dunăre. Au profitat la maxim de Dunăre și noi. Nu e adevărat, nu numai asta. Ei au fost liberi și până vremea lui Tito. Au fost afară, au lucrat în Occident și au venit cu bani în țară și au construit, da, s-au dezvoltat și așa au mai foarte multe fonduri și... Și acum, da. S-a găsit plictisit. După pauza de masă, Mălina are grijă de cățelul care a venit odată cu noi în parc. Îl hrănește și îi dă apă. Este un însoțitor, ascultător și frumos. Thank you.
Astăzi avem activitate de cercetare în laborator. Vom compara între ele semințele de Stipa eriocaulis și Stipa danubialis. Facem observații cu lupa și microscopul binocular. Se poate vedea modul cum sunt dispuși perii pe aristele de la diferite specii de Stipa. La Stipa danubialis se văd perii pe toată întinderea aristei până lângă fruct. La maturitate, fructul se desprinde din spic și cade vertical la distanță mică de tufa mamă. Fructul are forma unei ancore care se continuă cu arista păroasă. Arista se pare că menține poziția verticală a fructului și ajută la înșurubarea fructului în sol. Noi am găsit fructele îngropate în sol la circa 1,5 cm, iar arista este rămasă afară. La Stipa eriocaulis se vede prezența perilor numai spre vârful aristei. Modul de răspândire a semințelor este asemănător cu cel descris la Stipa danubialis. Celălalt de jos e neted, celălalt are perper. Da, se vede. Bine. Se vede sau nu se vede, dar acolo se vede. Funcție de fundal. Să ia cineva camera subțină ca să pleacă și Oana să vadă și ea. Gata. Apoi vom pregăti semințe ale unor plante ocrotite culese din teren. Vom semăna aceste semințe în grădinița noastră. Nu vom face lucrări agricole pentru pregătirea terenului. Vom disemina semințele la fel cum ele sunt diseminate în natură. Vom semăna semințele de Stipa danubialis, Stipa eriocaulis, Centaurea atropurpurea și Irinea mollis. Să le punem.
puteți vorbi cu voce tare. Comunicați între voi. Le ajută la răspândire. Am lovit din greșeală o plantă sau alta și s-a împrăștiat la vântul și a dus semințele. Să-mi gândesc plante.
În centru sunt semințele. Și tot nu mai ce e în centru. Nu. Am ajuns. Uite, am ajuns la el. De ce tu și fă așa, să vezi cum ies? Da, ne-am ieșit. Observ, observă cum ies, Remus, observă. Ah, da. Ce? Și tu galben ca de pui. Asta e cezariană ce faceți voi. Pentru că el, în natură, în momentul în care e favorabil, se desface și sar semințele de a vântui imediat ce bate. Și rămâne, da, păi, și da. Rămâne gol, gol. Rămâne, da, chiar un gol rămâne. Sunt aici, veniți și luați. Banii mei! Uite, a mea e cel mai perpendicular existent. Acum să nu-i deranjăm. Fac o treabă interesantă care îi captivează cu totul. O să mânțează semințele de stipa, așa cum am văzut că se întâmplă în mediul lor natural. Voi plantați semințe? Da.
Nu cal pe tine, stai calm, nu cal. Am grijă. Mă duc eu să iau. Du-te, Ofi, să nu călcați pe ele. A, du-te tu, ia. Trebuie să punem, să delimităm zona ca la poliție, știi, să nu vină nimeni. Oare? Mai călcați pe ele, de ce nu? Hai, Ofi. Cine e cineva aici, da? Veronica, ea nici nu. Veronica, ține. Give us a stepie. Tipa, frate, tipa! Și mie una. Ai grijă să nu faci pe... Ai tu grijă să nu cași pe ce planta eu. Ia uite, unde le plantați? Ține puțin, uite acolo. A mea e aici. Nu muri. Mai fă-mi o gaură. Pentru cine? Hai dă și mie o să... Muaci! Hai, bă, ok! O să mă înțeleg. Fără buzon. Ia, mai bine ține de asta. Îmi pare rău că nu le-ți mulțumesc pentru tine. Pe să nu ne plouă, nu? E așa în natură, tot așa, unde e cad semințele, acolo încolțește. E printre ierburi, da, printre... În cât timp încolțesc? Ar trebui să încolțească până în toamnă. Sau la anul, la primăvară. E bună. N-are să mânca, n-ai făcut nimic. Gata. Uite, aici am pus 3. Felicitări. Eu țin umbrela. Hai, ce le citesc? Uite câte sunt aici. Mai sunt, mai e doar una. Ba, mai sunt. Nu are să mai am destule. Mai aveți? Vezi, desfaci plicurile alea de acolo, tot aici în zona asta. Bine. Nu mai aici, că e singurul loc unde... Dar haideți să delimităm o zonă de unde să nu călcăm. Păi încălcai pe aici. Pe aici, așa, e bine. Uite aici. Mai e una. M-am dus să mai iau, stai să țină umbrela. Hai, o fiind cât de umbrela. Sunt o grămadă. Mă plouă, măcar să lucrez și noi, știi ce? Una, două, trei. Nu, pe bune, trebuie să facem. A, Ofi, mă, sopești, frate. Încerc să o las așa. Portare. Încerc să pot să o las așa. A, unde sunt multe, grămadă ala nu. Mani, ce faceți, plouă? Răsucit așa, arată să văd eu că... Pe mine nu. Bă, ia. E bun, e bun. Se întâmplă. Ia, mai luați. E bun? E, nu. Nu, nu e. Plantează. Uite. Remus? Mersi, Veronica. Da-i fel. Și mie una. Mai vreau să mânc. Ce faci? Ce faceți cu umbrela? Vă udați? Nu, îi spune umbrela, nu-i trebuie umbrela. Vă transformați în sine, nu mai știu să calcă. Ce fi, calci pe sine. Nu calc, ți-am zis că nu calc. Ce faci aici, Ana? Adusă-i Estepa. E Stipa, frate. E Stipa. Mai vreau să mânță. Ușor, ușor. Stivi. Se pare că mi-a cineva. Așa să nu calc. Iar uite, uite, replantai. Ține tu asta acolo. Hai, mă, pe bune. Luați-o voi acolo. I know. Frate, îmi lasă să plantez și eu. Simon, luați voi asta acolo. Pică un ajut. Ușor. Ușor, ușor. Ușor, ușor. 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 Pică apă. Unde fă pui gaură? Încerc să nu-mi fac să pici apă. Luați, luați. Lasă umbrela aia, că nu plouă așa tare. Am lăsat-o, domnul. A vorbit cineva cu doamna de chimie. Da, toată. De-aia am spus eu că suntem să plantăm. Adică că o să mai întârziem. O să mai întârziem? Îi spusești de tot sau doar de tine, Ofi? Din moment ce folosi pluralul, cum puteam să mă... Păi nu știu ce folosești, că nu puteai cu tine. Folosești pluralul. Dar n-ați spus facea marului. Fac găuri mari. Ce plantă, mă? Un măr? Nu, fac găuri mari. Iada! Hai să mai punem. Domnul, aici avem dandialis. Da, oricum n-am vrea. Punem tot în zona asta? Dar nu mai sufla. Nu știu unde asta să se schimbă. Nu, asta e aia. Păi de-aia vă întreb. Nu, asta nu. Păi de-aia vă întreb. E... Cine mai vrea? Eu. Acolo, da. Finally. Au, Ștefan, da, bagă mâna în ochi. Okay. Treci prin mine. Hai, termină, iau și gata. Nu mai știu să mai fac. Da. Mai vreau și eu să mănânța. Ia de ce? Mănânța, am luat destul. Nu s-au mușcat, dar cele mai bune. Că s-a recuperat. Nu, 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 nu. Este un creier. Poate cazi, mă. Nu, nu. Da, are o lăsăm puțin în piedă.
Da, să rămână puțin în fiecare. Hai să lăsăm puțin doar într-o zi. Poți să semințează semințe de centaurea, atropurpurea și iurinea molis. În natură, răspândirea semințelor se face în zile însorite. Adierea vântului sau atingerea capitulelor de către animale determină desprinderea semințelor. Papusul fiecarei semințe funcționează ca o parașută. Sămânța este purtată în aer la o distanță cât mai mare de planta mamă. Prin spate. Stau! N-am făcut nicio mișcare. Trebuie să călcăm pe ele? Puteți, pe asta puteți călca fără problemă. Puteți călca pe ele, nu e nicio problemă. Da. Celelalte au. Pe... Stați, stați un pic și uitați-vă, unde fugiți așa? Bă, nu pe, nu pe aici, nu pe aici. Nu, nu, de ce? Nu mai până la delimer. Până la... Păi, de-aia vă chemați. Vedeți doamna și ziceți că nu facem... Mergeți, mergeți și arătați doamne acolo unde pusărăm stipa. Ne aflăm în teren la marginea unei rezervații. Vom recolta plante pentru ierbat. Aceste plante nu sunt în zona de protecție și nu sunt amenințate cu dispariție. Vom face fotografii plantelor înflorite pe care nu le-am întâlnit până acum. Dar nu cred că se referă cu depazii. Ba da, ba da. N-au cum să fie 1200 de depazii. De unde știi? Da, n-au cum. Haide, copii! Hai, dă mâna asta! Hai, Veronica! Hai! Prin dreapta sau pe sus, da, și pe acolo, că ieșim pe tecă pe acolo. Păi zici chiar n-am zis să mă țin! Hai, că să nu ții mă! Uite ce-i haide, Veronica! Veronica, uite piciorul colo, stânga sus, de pe care are și o iei pe potecă. E, încălțăminte neadecvată. La nevoie poți folosi aripile. Asta e fizică. Gata-i, gata-i. Pare fiind, îmi fac avânt, mă arunc până acolo și ne cătăm. Veronica, fată de munte care face munții. Domnul profesor, îmi trebuie bocanci. Să nu-mi da drumul. Nu ia prea mult. Hai, caldă! Nu ia prea mult. Vedeți că e cu cei pe aici. Ce? O plantă. E, sunt de zonă plată. Haideți. Asta. Hai că puteți. Gata. Somon, ajută-mă! E frică! Simona, dă mâna și sare aici. Hai măi, te pic de la spate. Vă mi-e foame. Hai mă, hai mă, hai mă. Băi, era să... Hai Vera, fii bărbat. Eu mă pun în cupei. Hai mă, că e aici de viu. Calo, te mai ai lucrat? Nu, îl pierd din hău. 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 Bine. Dacă ești prieten, nu ai nevoie tu de poze. Aia, alu. Nu, cred că aș fi bătat. Nu-i adevărat. Am ieșit cu bătat în mână? Îmi povestește viața lui. Vezi și lui? Da. Pentru colectarea plantelor pe teren am folosit o mapă cu ziare după metoda profesorului Negrean. S-a dovedit foarte practică, iar plantele se păstrează foarte bine până ajungem la laborator. Să alegeți exemplare mai scunde, nu așa mari. Ce
scătură de cine? Da, da, pe spate, Veronica. Patru trebuie. Dar cu tot cu rădăcina. Dar nu te rup cu rădăcina. Păi nu trebuie să rupă, trebuie să le ține. Trebuie neapărat cu rădăcina? Da. Ei, a las-o și așa acum. Halo, te-o rupă cu rădăcina? Păi, dar ce crezi? Dar nu-i valoarea care trebuie. Haide, Vera, pune aici. Nu-mi fa, Veronica. Uite, să nu. Mai trebuie una. Uite cu rădăcina. Uite, am luat ceva. Ia! Mai nici la strâmbă, dar merge. A mea e și cu pământ bonus. Uite. Și cu o din asta bonus. Două luai. Bă, cât de bun. Patru trebuie, gata, opriți-vă. Păi acum să luăm cu rădă. Bine, pasă. Ale mele nu sunt înflorite. Așa. Trebuie să aibă floare. Mai zic că n-ai scos la tine. Gata, mai trebuie. Vandalizăm data. Bă, e ce drăguț din partea asta. Și cum îl hai? Și udă. A. Și cum o pune aici? A, da, pune mâna în apă, nu, nu pui pe mine să mă. E deja cald. Eu pun. Mai zic una? Da. A, da. Păi da, că patru trebuie. Dar o pun eu. Pentru că Simona o fură de la mine. Trebuie să pun aici, ca să pot în doi. Simona fură planta aia de la mine. Extraordinar, cală, că omoară-mă. Acum omoară-mă. Gata, da, da. Trebuie să închidezi. Da, mai avem câte două. A, mâna mea! Nu-mi prindeți mâna. În drumul de întoarcere ne-au atras câteva plante înflorite de verbascu. Am organizat o ședință foto cu mijloacele de care dispunem. Vine băiatul cu 8 megapixeli? Da, așa. Calotă, frate, și asta umbra. Nu concert. Mamă, ce frumos fi și asta. Calotă, poate telefonul din poze. Ce fain de la o parte. Sepții asta, Ștefane, te rog că tu nu faci poze. Tu nu faci poze, Sepții, ține asta. Bă, fac mă poze. Mă, ești puțin în cap. Vine, Ștefane, intră fotograful la scrie. Au. Arta. Arta e asta. Fiți atenți aici, arta. Uite cum. Uite mai am una. Copii este calătă. Ce? Da. Pregătim coile pentru iepar. Acum tăiem etichetele. Da, să vei cară.
Uitați pe partea aceea, tot la masă, e super bine. Nu știu, Ioan, cât de lucrurile. Ok, mulțumesc. Trebuie să vă vedeți și voi pe cameră. Frumați acum? Da. Trebuie să serviți masa acolo, acolo nu se vede. Trebuie să scapă la masă. Ce fac fetele e mai de lângă ală și ele fac mai bine acasă. Da, cred că da. Poftă bună! Cine vrea să? Serios. Nu vei mult odată acum. Nu știu ce-i așa, că nu e vechile. Face bine. Tudore, dă-te mai aproape ca să fiți și în... ca să duci să facă o masă, știi că foaia o dai la o parte, o mucrești poate la masă și o despăla. Vom deschide presa pentru plante. Vom scoate o parte din plantele uscate și vom introduce plantele recoltate în teren. Presa este construită după modelul profesorului Negrean. Conține plăci de carton cu spații de aer, hârtie de ziar și col de sedativă.
Așezăm plantele uscate pe coile de herbar. Apoi le prindem cu benzi de hârtie cauciucată. La sfârșit vom completa etichetele cu toate datele cerute. Vedeți ce vorbiți, vedeți ce se înregistrează acum. O luați, e uscată și o puneți acolo. Ok, cine o ia? Rogeți-le, dacă vă văd. Este o stipa care seamănă cu Dan Vialis, dar nu e Dan Vialis. Dar seamănă. Nu, ăsta. Ăsta e, ăsta. Planta doar. Toată, doar, dar nu e planta. Și ziarul închide și puneți ca să fie pregătit pentru... Mai multe până mai multe. Ștefan, nu am vorbit. Dar trage-l în așa fel ca să fie cu spicul prins în, între flori. Floarea asta. Asta e important, da. Mm-hmm. Nada. Ușoare. Alea sunt ziarele de rezervă. Ah. Și ăsta? Doi de aici. Că zise domnul unde e din asta. Uite de aici. Da. Vedeți dacă e suscată cu dorsul meu. Da. Da. Dacă le-am ascultat și le puneți... Să le stai în una peste alta pot să fie puse, că ele fiind uscate, dacă nu le... reseam mecanic, dacă nu le îndoim, nu se rup și... Țineți minte că florile acelea galbene tot ale lor sunt și pecile acele erau umflate când au fost recordate, nu cu aer. Popular îi zice bășicoasă. La fel de ducarea toate florile. Că florile le lipim lângă frunze și... Deci vreau să se îngrijoreze, da. Nu merge că vreau să pun așa ceva. Monica, stai că-ți prinsă și pe aici. Nu vă jucă nimic. Toate floricele să le recuperați, că ele vin puse și lipite pe două benzi foarte subțiri de hârtie cauciucate și... A avut și flori și fructe în același timp. Atunci mă duc, am venit autobuzul. Ok, da. Vreau, lasă-l așa. Și pe urmă nu mai e unul. Dacă nu mai e altul, fugi. Luni, la nou. Da. Nu am la școală aici, în laborator? Tot aici, da. Eu vă aștept. La ora 9 sunt aici. Este condiția șoricelului galbenă. Nu mai se vede că s-a văzut. Nu, încă o zi. Și este sunătoare la fel bune pentru ceai? Da, și ele sunt bune pentru ceai. Baftă, fain made in Italia. La revedere. Ce să zici și tu? Baște, Pan. Așa, nu pune-le așa cum spune. Păi, alea cu mare grijă că trebuie pus amândouă pe aceeași foaie. Dacă credeți că atâtea câte eliberarăm ne ajung, le punem pe celelalte, iar data viitoare le scoatem și pe alea de jos și le lipim. Păi desfacem presa, se vede cât sunt plante mai proaspete și... Da. Poți să dai cu foaia peste el. Mm.
Și acum cum faceți? Puneți sugativa, puneți coala. Aici nu punem, mai întâi una. Aveți singur acolo? Da, da. Aici gol. Atunci desfaceți-o, desfaceți coala de ziar. Ea e pliată. Nu e. A, e desfăcută, nu vedem, nu vedem. Da. Luați o plantă din cele de acolo, o așezați. Nu, eu de la asta, de la asta, ce ne pusem. Păi era mai mare cu aia. Deci, și acum așezarea trebuie făcută în așa fel încât frunzele să fie întinse. Pentru că așa cum le punem așa, nu mai un pic, să intre ea în... Asta dacă iasă în afară nu e nicio problemă. Frunzele astea. Calătă, hai. Da, aici la floare putem, mai putem îndoi o dată așa. Și în floreștențele, floarea cât de cât așa să fie etalate, că după ce puneți peste ele închideți, ele dau mâna aproximativ așa. Și când se așează presa, le prinde exact așa cum se dă. Este până destul de bine. Putem să și forțăm, să se bază și pe față și pe jos, frunza. E important în ideea mea. Acum dați cu aia. Puneți ugativa peste ea. Puneți și cartonul. Și apăsați așa ușor. Și urmează încă un sandwich tot așa până și după aceea strânge și rămâne în presă. Fiind cartoanele cu spațiile de aer, nu se umezește ca să se încelească, să le putea lăsa așa până se umezește. Vreau să mai umblă la aer. Nu, ce mai stau? Ce? Mai eu... Nu, că e înduită. Am pus-o bine pe scop. Eu am pus. Clar. Da, ajută-mă cu florile. Da. Da. Dacă aș putea, știi? Hai. Așa, lasă-mă o barță. Vezi. Imagine numai mâini care lucrează. Nu pot. Prin plan. Trebuie să lucrezi finuți ca la doctor. Da. Tu știi cum e. Nu știu. Haideți. Nu știu. Mai mult, că e interesant. Importantă ca indicator ecologic, știi că a fost... Așa fie mie. Răspunde că se spune. Spune că îi predau. Răspunde. Îmi vorbesc eu chiar. E doar a soacră? E doar a soacră? Ar vrea. Ah, ai vrea? Da, da. Ai vrea? Ai vrea tu, cală. Nu cum mă înțeleg bine, mă. Așa? Mă cunoaștem în casa 5. Ei, pe tine până când s-o simțilez astea, știu că nu mă cred. Ia și tu mă spune pe ei. Mă trânti. Pare mine. A. Nu
acolo, să-i spun. Să-i zisăși? Și să le găștii? Da. Ești mai lungă? Îți vreau să-mi dă nu. Nu se le mai are. Venirea sau? Nu, nu știu. Nu vreau să-ți spună pe ce nu funcționează. Nu, păi, zic că nu pot să mai vorbesc și mă lăsă. Că tu sunt cu sărăm din astea față? Da. Da, cu sărăm poate. Și nu vrei să mai punem pe asta? Pune, ce vrei frumoasă. Da, puteți să vă uiți și pe asta. Dacă are loc, da, puteți să vrei și două, sigur. Hai. Și oricum, mă rog, cât ca da. Era așa. Are așa, să pui stai și tu-ți. Îi place cum lucrează voi. Da, vă admir. Ce faceți voi? Vă admir competența. Așa sunt bărbații, se pierd când văd fetele lucrând, ei rămân. Da. Noi ne aiurim de tot. Ce să zici și tot? Dacă ar recunoaște ei întotdeauna. De ce să nu recunoaște? Nu rămâne nimic. Mai tazi în gură. Să știți că era pe înregistrare tot. Trebuie să folosim. Condomor. Pot să mai pun muzică pe pasajele alea, pentru că nu le convine ce s-a luat. Da, puneți-vă. Să mergeți cu fain. Păi am întâlnit până. Oricum, eu nu știu ce vorbim noi. Dacă vor. Păi dacă vor. Nu cred că o să vrea. La vor. Ar fi frunzele să se bată la plan. Da, cred că o să rămâne. Când mai găsit la urmă, ce frumos lucrați. Terminați cu cartea. Vă uitați la flori și căutați că are exact culoare. Pe galben, roșu, albastru, culoarea frumoasă. La asta, da? Încercați și o determinare. Ei asta pentru și pentru eu am pe este mov, calcul. Caută la ce fel de mov. Este un mov, mov. Este un lila. Da. Îi dăm eu caut. Nu. Nu, nu e. Nu e. Caută doar în tot mov. Găsește tot. Dar nu. Pe asta trebuie. Nu ce? Stai, de unde ești? Eu pe ziare. Păi m-am să se vadă la cameră. Da, de-aia au văzut. Asta este metoda negră. Dar nu văd foarte. Nu zic niciodată. Eu am luat-o de la lecție. Noi foloseam pachete de sugativă, numai sugativă, multe, multe, și acum nici nu se găsesc așa în formă mare. Puneam sugativă să dau toate și plantele, dacă nu le schimbai la 3 zile între ziare, se duceleau. Așa, dacă sunt cartoanele, cartoanele au aer, aerul se circulă și permanent se rămâne uscat. Hai, Veronica, tu și căutarea. Tu cauți și la roz. Ajută-i la roz, da. Poate îți dai seama cu asta. Da. Andamă, la roz. La frunze să te uiți. Deci frunzele reprezintă un... Da, păi de asta mă uitam la frunze. Element de orientare al veterinare și floarea. Și dacă mirosiți, frunzele au și miros. Da. Sunt aromatizate. Miros de mentă. Da. Cred că e ceva aici, dar nu știu dacă este ea. Ea este. Ea este. Doamne. Ea este aceea. Acinus arvensis. Arvensis. Da? Poate să fie, da. Wow. Eu am asta. Da, sigur. Cum? Eu este să strâng la mult. Păi eu sunt un carton. Nu, mai gata. Alea erau foile de...
Păi mai avem. Dar am încheiat. Dacă mai aveți, puneți în piatră. Ca acolo la lăsați no. De ultimul. Da. Du-te și la cartonul. Și... Hai, iar. Puneți iar. Puneți iar. De care păi mai avem, iar. Mai avem două chestii. Două chestii. Da. Sunt articole de măsura în care aveți. Puneți la vreo până ce se trebuie să punem promisiune. Puneți două ziare peste cel în care aveți montat și... Păi și sub asta nu puneți carton. Nu mai avem, pe la lăsăm ultimul. Ca să fie apăsarea unică. Regă, da. Fie suprapuse. Dacă nu mai capă, mai pregătim un pământ. Păi, Veronica, ne pusești? Păi, în tine ți-am și eu. Da, 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 da. Sigur. Ai, talațiile și mergi. Ziarele celelalte peste, ca acolo mai întâlnit deasupra. Nu mai avem. Puneți toate ziarele. Nu mai avem? Nu mai sunt. Ah. Acum cartonul. Puneți capacul ăsta, vedeți cum îl puneți. Asta e poziția lui. Aici. Aici... Trebuie să facem un loc și apoi să punem... Nu, nu. Are gândurile astea. Ia pe gândurile astea să se facă. Îmi bagi ăsta. Prin ochiete, eu n-am pus și curice, dar până la urmă nu vine pe el. Așa. Apăsați pe el, pe poziția care trebuie, strânge tare de aici. Ține bine apăsat. Pune tu de una, că ești mare. Pe mijloc. Pe mijloc. Aici, pe mijloc. Lasă-mă, așa. Amplasare, da? Acum țin de aici și fac ochetele. Să-și pierde puțin tensiunea, dar îl tensionez pe lucrul ăsta. La fel și aici. Să întoarceți-l să vă vină ține și lăsați-l ca să fie scris. Vă lăsați greu pe el. Ține. Ai, încă. Și mai are. Atât. Acum faci ochetele. Așa. Și tragi de el să se ducă până unde ține. Deci tragi. Așa. Trage-te. Ala este. Că atunci când îl desfacem, îl trecem de aici și se desface. Asta este. Și eu îl mai le dai și așa. Atunci cu ăsta ca să îl desfacem. Dar am văzut de aici. Deci trage de aici și de aici. Și lucrez cu clipul ca să se închidă mai bine. Ține-te. Încă pot, hai. Să nu vă răniți, zici. Hai acum. Asta este. Și acum le lăsăm aici, ele nu se fie gata până în urmă. Asta, dar le avem pe ce mai spăsărăm și ce mai avem jos cu scarte, dacă suntem mai mulți. Ăștia se rezervă, le punem în toate aici. O să mai spun mai bine aici. Ce cam pus să da, nu peste aici. Da, se poate are... pune la bază, să prindă puțin din bază, bani. Da, dar și... prinde așa sau... Este, da, dacă sau are pe mai multe... Nu ar fi mai bine să lipim florile cu puțin lipici ca să nu... Nu, știi de ce nu folosim lipici? Lipiciul... Am folosit la etichete.
e organic și în timp înțegăiești și distrugeți și planta. Da, da, da. Cauciucul se pare că e mai rezistent. Și de iarba. Uite, și așezăm plantele uscate pe coilele de hempar, apoi le prindem cu benzi de hârtie cauciucată. La sfârșit vom completa etichetarea cu toate datele cerute. Este excelent, foarte. Foarte. Tot așa, cele de aceea, speciile suprapuneți. Să fie... Dacă îi pică plăstaia aceea. Dar mai pune și poziție și o prins cu... Dați-mi o bandă separată pe asta aia la baza ei și o altă bandă la asta. Mai dă-mi câte postări? Acolo nu e nicio floare. Nu știu ce floare. Păi te-i dau eu de niciuna. Una. Păi se dea numele Terez una și tu una. Câte ai? Astea? Ai două sau trei? Două. Nu vrei? Da. Când vezi că n-ai ești sau cum știu la voi, vezi ce n-ai ești. Bine. Uite, șefane, te văd de tău. Da. Și mie. Stai, că am același lucru. Da. Da. Ușor vreau dacă nu te-ai curs. Ce curs ce tăie din viață? Nu știu pe care va fi licuța asta. Comentezi ceva, Ștefan? Da. Nu, da, da, da. Auzi, e să comentezi ceva. Cum e? Ușor copil. Da, mai ai ce să zic. Ai, pentru toată lumea. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.